Stăm acasă, dar continuăm. Acum îl avem alături de noi pe prietenul și partenerul nostru, Tudor Galoș. Bine te-am găsit, Tudor! Hello, hello, Ana! Hello, everyone! Toți cei care vă veți uita de acasă, din intimitatea acasă și din securitatea acasă la această discuție. Ești chiar așa, într-o formă de prizonierat provizoriu, pentru văd că ești în aer liber totuși, adică ești un pic evadat așa din... Puțin pe balcon. E da, maximul pe care ne-l permitem. Exact, păi nu, a apărut meme-ul aia cu unde o să facem concediu de vară și era Los Chichinetas, da, El Bedrumos și de-astea, deci exact, ne plimbăm între pereții casei și ne alegem noi și noi mai schimbăm decorul, mai mutăm un lucru, găsim chestii de făcut ca să schimbăm mediul din când în când. Momentan încă mai râdem, sperăm că să ne țină spiritul ăsta până când se încheie perioada de restricții și carantină, fiindcă deja s-ar putea să devină serioasă depresia. Revenind la, să zicem, subiectul nostru principal de discuție, și anume digitalizarea, pe care nu cred că a afectat-o neapărat COVID, ci chiar a dat un mare avânt. Tu vorbești de foarte multă vreme cu companiile despre partea asta, cum investesc în digitalizare, cât de dispuși sunt să fie rapid sau nu. Spune-ne ce s-a schimbat în, nici nu știu, ar trebui să spun chiar în ultimele zile, pentru că lucrurile chiar se schimbă de la o zi la alta. Care sunt acum prioritățile companiilor în ceea ce privește digitalizarea? Păi brusc și dintr-o dată s-au trezit, cum zic eu, cu mortul în casă, adică literalmente au trebuit să-și trimite aproape toți angajații acasă, pe cât se poate, și să reducă interacțiunile sociale, adică interacțiunile cu oamenii. Drept urmare, au trebuit să treacă forțat la o transformare digitală care măcar să le permită angajaților să lucreze de altundeva decât de la birou. Asta înseamnă configurarea unor laptopuri, achiziția unor laptopuri dedicate pentru zona asta, adică de business, norme de protecție, proceduri in place, etc. Mă rog, procedurile abia acum se fac, pentru că, sincer, lumea s-a trezit într-o dată, nu mai ieșiți din casă. Literalmente, au trebuit să scrie proceduri, să facă, adică totul s-a făcut din mers. Literalmente, e din ciclu, construim un avion care deja zboară, adică îl construim din mers și trebuie să o facem corect și trebuie să avem grijă să nu stricăm ceea ce lucrăm. Adică să menținem securitatea, să menținem integritatea datelor, să menținem funcțională afacerea chiar și în aceste vremuri dificile. Și atunci, brusc și dintr-o dată, uite că se pot face o mie de lucruri care înainte nu se puteau face. Și mulți spuneau, vai, nu, astea sunt visuri, astea sunt avioane. Uite că brusc suntem în avion, adică nu că ne ducem către avioane, brusc suntem deja în avion și trebuie să facem aceste lucruri. Și în acest context, care sunt nevoile de consultanță ale companiilor acum? Care sunt întrebările lor? Că dacă până acum tatonau terenul, studiau foarte mult planuri de implementare, acum, cum zici tu, sunt deja în avion. Și care sunt întrebările? Cred că sunt legate de cum să piloteze mai degrabă decât unde să se ducă. Deocamdată problemele sunt legate de viitorul foarte apropiat, adică literalmente de ziua de mâine. La ora actuală, toate companiile aleargă să-și mai securizeze revenue stream-urile pe următoarele luni, chiar și în condițiile în care toată lumea stă acasă, pentru că problema nu e atât că, ok, lucrez de acasă. Problema este că, dintr-o dată, foarte multe industrie au ajuns pe zero. Adică tot ce înseamnă travel e pe zero, tot ce înseamnă Horeca e aproape pe zero. Toate companiile conexe industriilor de Horeca și travel au simțit o scădere bruscă a cifrei de vânzări cu 80-90%, adică tot ce înseamnă zona de asigurări de călătorie, serviciile pentru hoteluri, serviciile pentru travel, softurile care vindeau pentru hoteluri, sistemele de rezervări, tot dintr-o dată s-a schimbat. Și chestia asta propagă o schimbare și dă un efect negativ în economie în lanț. Dar și atunci foarte multe dintre aceste firme se grăbesc să găsească metode de supraviețuire și de reinventare pe perioada ce urmează. Adică, de exemplu, firmele de events au trecut în eventuri online, în webinarii,
în webinarii și cursuri online, unde le încearcă să mai deschidă acolo o nouă cale de monetizare. Foarte multe firme acum au descoperit, aoleu, cum arată website-ul meu, tragic. Păi hai să-l fac rapid. Cum face să fie site-ul tragic? Să nu fie tragic. Și atunci, na, cu chestia asta am intrat și în partea asta de privacy și GDPR, pentru că nu a încetat deloc GDPR-ul în această perioadă, cu toate că suntem sub o perioadă specială în care suntem într-o situație extremă în România. GDPR nu s-a anulat, ba dimpotrivă, 4 amenzi au fost date chiar ieri de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor Caracter Personal, ceea ce ne reamintește că da, ei există și își deci fac treaba. Deci nu se iartă nici pe vreme de pandemie. Nu. Nu, cu siguranță, mai ales pentru că, uite, au apărut foarte multe scheme de fraudare. De exemplu, și chiar am scris și eu și pe Facebook, și e un mare pericol, au apărut site-uri care zic, haide că te ajut eu să completez acea declarație de pe proprie răspundere sau autorizația de angajator. Da, uite, bagă tu datele tale online frumos și îți generezi documentul PDF. Și tu bagi online acolo nume, prenume, CNP, adresa de acasă, serie, număr, buletin, și etc. Și nu se știe unde se duc. Și na, nu se știe unde se duc. Și da, i-a promis, nu, doar transitează serverul. Da, mâine te trezești cu un credit raportat la birou de credit și nu știi de unde naiba a apărut. Sunt foarte multe fraude în zona asta. De aceea trebuie neapărat să ne protejăm la chestiile astea, dar da, brusc și dintr-o dată te gândești, hai să-mi fac site-ul să funcționeze, hai să am partea de privacy făcută ca lumea să nu mă alerge ăștia, să nu mă alerge unii alții, că nu, e o competiție dură zilele acestea și e o competiție de supraviețuire. Multe firme după aceea se gândesc cum să facă astfel încât totuși să nu fie hackuiți în momentul în care angajații lucrează de acasă, pentru că mulți ziceau, ok, am intranetul firmei, am IT-ul, e rezolvată treaba, dar brusc intrat acasă nu mai ești în intranetul firmei. Nu știi cine are acces la laptopul tău, nu mai lași și copilul, nu mai lași și soția, soțul, iubitul, iubita, părinții să mai lucrezi, cu cine stai tu în casă să mai se joace pe laptop și brusc într-o dată faci o prostie. Dar dă send la un email sau dă reply la un email și te trezești cu securitatea afectată grav. De aceea e foarte, foarte important să stabilim și niște moduri de funcționare, proceduri și procese, dar în același timp și device-urile trebuie să fie configurate astfel încât să nu permită accidental ca anumite date sensibile să fie corupte, să fie modificate, să fie expuse dintr-o eroare. Am înțeles. Da, sunt multe lucruri la care trebuie să ne gândim când lucrăm de acasă. Clar, nu mai suntem în mediu safe de la serviciu. Spuneai mai devreme că multe industrii deja își regândesc activitatea și produsele. Întrebarea mea e acum, că idei putem avea cu toții și fiecare în activitatea noastră ne putem gândi să ne reinventăm în acest moment. Dar ai un sentiment așa că există în acest moment un blocaj? Adică noi gândim noi produse, dar are cine să le îmbrățișeze în acest moment sau toată lumea așteaptă un final al acestei crize? N-ai ce să aștepți, trebuie să te miști. Deci, acum, trebuie să ne gândim așa, sunt niște industrii care au făcut niște bani în perioada asta, da? Tot ce înseamnă food retail, producători, FMCG-ul, health-ul, zona de produse sanitare, tot lanțul de distribuție, tot chestiile astea au mers ok în perioada asta. Nu mi-e teamă pentru ei, să zicem, mi-e teamă de efectul acesta de bumerang care vine și lovește în valuri. Adică, ok, o serie de firme acum sunt nevoite să folosească forța majoră să-și concedieze angajați. El va fi valul 1 de concediați, da? Bun. Acum retail-ul, FMCG-ul ăstea merg bine pentru că ok, lumea cumpără pe bază de panică, etc. La un moment dat se termină banii aia, da? Problema e că în momentul în care se termină banii, scad vânzările în retail, în FMCG, în ăstea. Ce o să facă managementul acestor verticale? Simplu, o să dea afară la rândul lor și vine valul 2. Ești de acolo de-abia începe nasolia adevărată. Când vine valul 2 de șomaj și statul rămâne fără bani, că e ars și nu e investit inteligent, și în momentul ăla e partea nasoală. Scenariul ăsta trebuie evitat urgent. Cum? Statul trebuie acum să ajute și să investească rapid în toate organizațiile afectate, pe scară largă, adică nu cu jumătate de măsură, literalmente curajos. Bași din prima.
să asigure, bineînțeles, testarea integrală a populației, să asigure chestiile astea care par așa SF. Da, 20 de milioane de teste, 20 de milioane de teste trebuie făcute. Trebuie injectați bani în economie, în toate IMM-urile afectate. Trebuie permis oamenilor să nu dea rate la bănci vreme de 9 luni, să zicem, cum e acea propunere foarte bună, dar nu la cerere, ci literalmente tuturor, că măsuri foarte agresive în ghilimele și intervenții agresive pentru ca lumea să aibă în continuare un cash flow, astfel încât să rotițele să se învârtă. Că problema e când o rotiță nu se mai învârt. Economia nu e o chestie pe care apeși dintr-un buton s-a oprit, ai luat o pauză, apeși dintr-un buton, a repornit. Ai oprit-o, succes la o repornire, adică în vreun 4-5 ani reușești să o repornești. De aia depinde foarte mult în această vreme de ceea ce face, ceea ce cu adevărat fac autoritățile. Și asta așteptăm. Noi, cei care suntem și membrii Romanian Business Leaders, Coaliția pentru Dezvoltare România, am dat multe feedback-uri celor din guvern și o parte dintre ele ne-a ascultat, la o parte nu. Sperăm să ne asculte în continuare pentru că nu suntem singurii care am dat feedback Ministerului Finanțelor și autorităților de resort, dar e clar că dacă nu se intervine rapid și urgent, pur și simplu rotițele se opresc ca să se învârti. Adică eu am norocul să nu fi printre cei afectați în valul 1. Dar cu siguranță în valul 2 vom fi cu toții, absolut cu toții loviți. De-aia contează acum să se întâmple, să vină să investească. Ce facem noi în mediul privat? Dăm consultanță, ajutăm pro bono multe organizații afectate. De ce? Pentru că dacă ele nu trec de această cumpănă, nu trecem nici noi de valul 2. Da? Deci noi trebuie să ajutăm acum cei din mediul privat care, să zicem, nu suntem afectați, pe cei afectați să treacă de această cumpănă, ca în continuare pentru ca să nu existe, să zicem, un val 2 foarte rapid. Că dacă vine valul 2, ăla e tsunamiul adevărat, nu ăsta. Ca să zic așa, strângând puțin universul nostru mare, la piața de asigurări, despre care vorbim de obicei și în cadrul căreia ne-am întâlnit de altfel, pentru ei ce sfaturi ai avea în această perioadă? Dacă ar fi să ofere așa o formă de consultanță scurtă pentru companiile de asigurări și de brokeraj în asigurări, afectate în egală măsură în această perioadă, care ar fi? Să-și gândească foarte rapid sisteme de asigurări online și digitale. Deja am un client care este aproape fully digital, sistem de gestiune a asigurărilor și a polițelor de asigurare, sistem de vânzare a polițelor RCA online, foarte avansat făcut, notificare automată a clienților. În același timp, chestiile astea trebuie să ofere mult mai multă, și predicție și pentru client și posibilitatea să înțeleagă și clientul ce fel de poliție are nevoie, să poată să încerce să facă și poliție nu doar motor, nu doar MTPL, ci și poliție full casco, poliție de asigurare a casei, a bunurilor, adică în poliție non-standard, etc. Tot cât mai mult folosindu-se poze digitale, adică scanări trimise de către client, etc. Inclusiv pentru ceea ce înseamnă, să zicem, constatarea unui accident. Am văzut împreună, Oana, cred că atunci când am fost la Baku, o soluție foarte frumoasă a unui englez care literalmente scana cu un telefon sau cu o tabletă în jurul mașinii și un algoritm de inteligență artificială deja identifica toate pagubele. Da? Chestia asta limitează nu ai nevoie, să zicem, să vină un agent cu tine să facă treaba asta, știi? Pentru că în momentul când stă agentul lângă tine, tu poți să-i transmiți anumite chestii. Dreptul în mare, asta înseamnă digital. Să gândești puțin dincolo de produsele pe care le ai și dincolo de o simplă vânzare online, la, într-adevăr, integrare full online a activităților tale. Adică, inclusiv tot ceea ce înseamnă și partea de constatare, incidente, partea de analiză, clar, nu mai zic la tot ceea ce înseamnă underwriting-ul, tot ceea ce înseamnă sincronizările între broker și asigurator pe partea de echilibrare a unor tranzacții, etc. Toate astea trebuie făcute digital și toate astea trebuie făcute ieri, ca să zic așa. Adică, deja suntem în mijlocul dansului și pur și simplu trebuie să știm pașii. Și drept urmare, asta dacă nu le facem acum,
e cam, o să fie cam trist. Adică chestia asta ne obligă să ne reinventăm. O să trebuie să acceptăm faptul că anumiți asigurători care nu sunt în stare să facă această migrare rapid, o să dispară. Lumea o să caute rapid să facă chestii. Gândește-te, Oana, și după ce o să reveni la o nouă normalitate, că nimic nu va mai fi la fel ca înainte, reveni la o nouă normalitate, da, să zicem. Lumea tot o să fie frică. Coronavirusul ăsta nu o să dispară în vară. Nu o să dispară în toamnă. În toamnă s-ar putea să avem un nou val. Nu o să dispară în primăvară, nu o să dispară nici la anul. Ok, avem un vaccin. Cum vaccinez 7 miliarde de oameni pe această planetă? Da? Real vorbind, ia mulți ani să dispară. Probabil, dar lumea o să stea să se gândească dacă stare ceva. O să fie chestia de neîncredere care o să rămână. Dacă are ceva, dacă a fost undeva și dacă are un infectat cu ceva și care nu e neapărat coronavirus. Că panica o să fie tot timpul. Da? A apărut un nou virus, o să mai vezi titluri. Tocmai în curând am văzut că a murit unul în China de nu știu ce virus. Dar de fapt virusul ăla se transmite doar prin mușcătură de la șobolan la om, dar bineînțeles ziarele românești au amplificat. Adică panică o să vezi. Lumea nu o să mai vrea așa de mult să aibă interacțiune socială. Și aici vin tool-urile astea digitale, da? Asigurătorii și brokerii trebuie să migreze către ele și trebuie să migreze urgent, pentru simplu motiv că clienții lor nu o să mai vrea să aibă interacțiune umană. Bun, deci ce înțeleg eu, nici asigurătorii și brokerii nu-și mai permit jumătăți de măsură, așa cum vorbeai de... Nu, și trebuie să parieze și trebuie să parieze acum, cât mai au resurse. Pentru că da. Dacă nu, o să rămână, o să se termine visteria. Și atunci va fi dubla problemă, ca să zic așa, lipsa de investiții și problemele curente. Tudor, noi îți mulțumim foarte mult pentru sfaturi și pentru intervenție. Ne-am bucurat să te vedem, să vedem că ești funcțional și că ești acolo pentru noi și pentru partenerii tăi din piața de asigurări. Deci, pe poziții, dacă aveți nevoie de sfaturi, e bine ancorat acolo, în mediul digital. Stăm acasă, dar continuăm, așa că să ne reauzim, sperăm ieșiți din această zonă de carantină, dar cu măsuri pentru redresare. Da, Doamne ajută! Mulțumim, Tudor! Și eu mulțumesc!